suspectă. Acum mergem mai departe. O fetiță de 4 luni a fost găsită moartă în casă în localitatea Șipote, din județul Iași. Tatăl a sunat la numărul de urgență, însă cauza decesului nu este clară. Iar polițiștii și cei de la Protecția Copilului au început acum anchete. Paula Solomon, corespondentul Antena 3, cu mai multe informații. Bun găsit, Paula! Ce ai reușit să afli? Ce s-a întâmplat acolo? Bun găsit tuturor! Tatăl fetiței din localitatea Șipote din județul Iași a fost cel care a sunat ieri la ora 7 dimineața la 112 și le-a spus polițiștilor că fiica sa în vârstă de numai 4 luni nu mai respiră. Această familie a mai fost în atenția Protecției Copilului din Iași în anul 2019, însă situația s-a remediat atunci. Părinții trăiesc într-o relație de concubinaj și mai au 4 copii, dintre care 3 băieți și o fată. De data aceasta însă este vorba despre o tragedie, iar oamenii legii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă. Trupul neînsuflețit al micuței a fost preluat și transportat la IML și urmează să se facă necropsie pentru a stabili cu exactitate cauza decesului. Mulțumesc, Paula Solomon!